Și se apropia praznicul azimilor ce se cheamă Paștile. Și căutau arhierei și cărturarii cum l-ar omorî pre el. Iar Satana a intrat în Iuda ce se chema Iscarioteanul, care era din numărul celor 12, și mergând a grăit cu arhierei și cu voievozii cum l-ar vinde pe el, și s-au bucurat și s-au tocmit cu dânsul să-i dea bani. Și el s-a făgăduit lor și căuta vreme cu prilej ca să-l vânză pre el fără de norod. Care se cădea să jertfiască Paștile. Și au trimis pe Petru și pe Ioan zicând: mergeți, degătiți nouă Paștile să aflat precum le ziseră lor și au gătit Paștile. Și când a venit ceasul, au șezut cei 12 apostoli cu el și au zis lor: cu poftă am poftit aceste Paști să le mănânc cu voi mai înainte de patima mea. Că zic vouă că de acum nu voi mai într-un
plămind au zis: luați acesta și-l împărățiți vouă, că zic vouă, nu voi mai bea din rodul viței până când va veni și au dat lor zicând: acesta este trupul meu care le se dă pentru voi. Aceasta faceți într-o și paharul după ce au cinat, zicând: acest pahar este legea cea nouă pentru sângele meu, care le mâna vânzătorului meu cu mine este la masă. Și au zis ucenicilor: ședeți aici până voi merge să mă rog acolo.
și pe cei doi fii ai lui Zevedei, au început a se întrista și a se mâhni. Atunci au zis lor Iisus, întristat este sufletul meu până la moarte. Rămâneți aici și privegheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte, au căzut pre fața sa, rugându-se și zicând, Părintele meu, de este cu putință, treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum voiesc eu, și precum tu. Venit către ucenici și i-au aflat predânsii dormind și au zis lui Petru, așa n-ați putut un ceas a priveghea împreună cu oare mergând s-au rugat zicând, Părintele meu,
și venind i-au aflat predânsii iarăși dormind, că erau ochii lor îngreuiați. Și lăsându-i pre ei, mergând, iar s-au rugat a treia oară, același cuvânt zicând. Atunci au venit la ucenicii săi și le-a zis lor: dormiți de acum și vă odihniți. Iată, să apropie ceasul și Fiul omului se va da în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă și mergeți, iată s-a apropiat cel ce m-a grăind, iată Iuda, unul din cei 12, a venit și împreună cu el mult norod, cu săbii și cu lânci, trimiși de arhierei și de bătrânii norodul lor. Iar cel acel vânduse pre el le-a dat lor semn zicând: pre care voi saruta, acela este, prindeți-l pre el. Și îndată-și apropiindu-se de Iisus, a zis: bucură-te, învățătorule! Și l-a sărutat pre Oh,
proslăvit întruie. Și dacă s-a proslăvit Dumnezeu întruie, și Dumnezeu va proslăvi pe El într-o sine, și dacă va proslăvi pe El. Poruncă nouă dau vouă, ca să vă iubiți unul pre altul, pentru aceasta vor cunoaște toți că ucenicii mei sunteți. De veți avea dragoste pentru oastea și căpetenia cea peste 1000 și slugile iudeilor au prins spre Iisus și l-au legat și l-au dus spre El la Ana întâi, că era socrul Caiafei, care era arhiereu al anului aceluia, și era Caiafa cel ce dăduse sfat iudeilor, că de folos este să moară
s-au dus la Caiafa, arhiereul, unde cărturarii și bătrânii erau adunați împreună. Iar Petru l-a urmat de departe până la curtea arhiereului și într-untru lăuntru ședea cu slugile să vadă sfârșitul. Și a venit la el o slujnică zecă. El s-a lepădat înaintea tuturor zecând, nu știu ce zeci. Și ieșind el la poartă, l-a văzut pre el alta și a zis celor de acolo. S-a lepădat cu jurământ că nu știu pre omul acesta. Iar peste puțin, apropiindu-se cei ce stau acolo, zisau lui Petru: și-a început a blestema și a se jura că nu știu pre omul acesta. Și îndată și cocoșul a cântat și și-a adus aminte Petru de cuvânt. Că mai înainte de cântatul cocoșului, de trei ori te vei lepăda de mine. Și ieșind afară, plânse cu spre Iisus de la Caiafa în divan. Și era dimineață.
au intrat în divan, ca să nu se spurce și să mănânce paștile. Ieșit au drept aceia, Pilat la ei și au zis: ce pâră aduceți asupra omului acestuia? Răspunsau și au zis lui: să se împlinească cuvântul lui Iisus, însemnând cu ce moarte vrea să moară. Și a intrat Pilat iarăși în divan și a chemat pe Iisus și a zis lui: tu ești împăratul iudeilor. Răspunsul lui Iisus: de la tine zici tu aceasta, sau alții au grăit ție pentru mine? Răspuns au Pilat: autoară, eu iudeu sunt, neamul tău și arhierei te-au dat pre tine mie, ce mi-ai făcut? Răspuns au Iisus: împărăția mea aceasta, slugile mele s-ar fi nevoit ca să nu fiu dat iudeilor. Oh.
praznic avea obicei dregătorul să slobosească norodului un vinovat pe care vreau ei. Și aveau atunci un vinovat vestit ce se numea Varava. Deci adunându-se ei, au zis lor Pilat, pre care voiți să vă slobozesc, pre Varava sau pre Iisus ce se zice Hristos? Iar ei au zis, zice Hristos, zisau lui toți, să se răstignească, 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 să se răstignească. Ce se cheamă divan și au adunat toată oastea și l-au îmbrăcat în haină roșie și împletind cu nună de spini i-au pus-o lui și l-au început a se închina lui zecând. Desbracă-te pe mine.
în haina roșie. Pus-o pe capul meu cu mânul de spin și ce l-au bat jucurit, l-au dezbrăcat de haina cea roșie și l-au îmbrăcat în hainele sale și l-au dus să-l răstignească și împreună cu dânsul au răstignit doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga lui. te temi tu,
de Dumnezeu, că într-aceiași o sândă ești. Și noi după dreptate, ce se cuvine după faptele noastre luăm, iar acesta niciun rău n-a făcut. Și zicea lui Iisus: omenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Și a zis Iisus lui: amin, zic ți văzând pre maica sa și pe ucenicul ce-l iubea stând, au zis maicei sale: femeie, iată fiul
al șaselea ceas, întuneric s-a făcut peste tot pământul. Până la al nouălea ceas, iar în ceasul al nouălea strigat au Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabachthani. Iar oarecare din cei ce stau acolo, auzind, ziceau că preilie strigă acesta, și îndată alergând unul din trânșe și luând un burete, l-a umplut cu oțet și punându-l într-o trestie, l-a adăpat pe Iosif din Arimatei
ea și îndrăznind a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat de a murit așa curând și chemând presutașul l-a întrebat de a murit de mult. Și înțelegând de la sutașul a dăruit lui Iosif trupul. Și a venit și Nicodim, aducând smirnă și aloie, ca la 100 de litre, și au luat trupul lui Iisus și l-au înfășurat spre el în giulgiul cu miresme, precum este obiceiul iudeilor a îngropa. Și în locul unde s-au răstignit era grădină, și în grădină mormânt nou, întru care nimeni niciodată n-a fost pus. Deci acolo, că era aproape mormântul, au pus spre Good morning.
Și dacă a trecut și sâmbătă, Maria Magdalena și Maria lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să meargă să lungă spre el. Și foarte de dimineață, într-una a sâmbetelor, au venit la mormânt, răsărind soarele. Și ziceau una către alta, Oh!
intrând în mormânt, au văzut preotul tânăr așezând la dreapta, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat.